dimineața am mai făcut cumpărături pentru câteva zeci de familii. Cu ajutorul Dumnezeu și a fraților de aici din Bârlad, vom merge să vizităm familiile și să fim o binecuvântare pentru ei acum de sărbători. Pai geaca? Am venit să vă aducem ceva daruri, bunica, în numele Domnului. Niște alimente. Doamne! Am fost chemați aici de familia aceasta care vor să credințeze acest micuț, acest copilaș în brațele tale. Și în mod deosebit, Doamne, astăzi te rugăm pentru Patricia. Doamne, vreau să punem numele Tău peste ea, Doamne. De pe câți are porumbul ăsta, domnul? Nu, de atât. Să slăvim, să-i cântăm toți în cor, în Islea săracă s-a născut un salvator. Rege Sfânt, un copil minunat, a venit în lume pentru a fi și eu salvat. Că cel va fi ca un pom, sădit pe malul apei, ce la timp aduce rod. Vrei să renunți la cadou tău pentru ceilalți? Da. De ce? Ca să se bucure alții decât eu. Să bucure alții decât tău, da? Da. Domnul să-mi fieze. Mica, mică! Mult a iubit Dumnezeu lumea, i-a dat pe singurul lui.
Câți kilometri ați parcurs până aici? 6. Cât timp faceți până aici? O oră. Deci o oră de mers pe jos. Da. Și un deal mare de urcat. Pentru Domnul facem orice. Domnul Iisus să vă răsplătească. Mulțumesc tuturor, sunt foarte bucuros. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc!